Valeria Andriuță, de când vreau să te prind? Pentru că acum ești în juriu, dar ai făcut și filme. Știu, o să-mi spuneți că îl țineți minte de la Mundiu, normal, după Dealuri, unde este un preot mai mult decât sobru și premiabil, categoric. Dar atunci când ne așteptăm mai puțin, are un umor nebun și drept care aș vrea să ne concentrăm acum pe filmele pe care fie le-ai făcut, fie ai jucat în ele și în care există comedie. Păi, de bine că m-ai prins, că m-ai venit și eu prin București. Chiar săptămâna... Păi el este în faza de oameni și șoarești, adică și vom mânca roadele pământului, George, da, bun. Da, vom Valeriu. Avea roadele pământului chiar acum în, spre sfârșitul săptămânii, duminică. Vom avea o premieră cu Bani Negri a lui Daniel Sandu. O comedie care, eu zic, merită, chiar și eu vreau să o văd. Că, na, bine zis că zice, am jucat că... în ea, dar n-am văzut-o. Da, asta este, da, nu, așa. N-am avut cum da? Să o văd. Știu doar că s-au întâmplat lucruri frumoase. Deci a fost la TIF, primele două episoade n-am putut să ajung în cauza mai multor chestii. Pandemia, nu știu. Și așteptăm cu nerăbdare. Deci nu ți-au organizat o vizionare așa, măcar pe Zoom, pe ceva, să vă vedeți și voi? Nu, de frică da. Să nouă? Nu, nu mai e ca pe vremuri așa, ce ia caseta, nu, dar, o facem o copie. Dar ce m-a atins așa, ieri am primit un mail de la HBO, în care mă rugau să le dau adresa să-mi facă o surpriză pe 22, când va fi premiera primul episod, să-mi facă o surpriză, să-mi trimită ceva acasă, probabil, nu știu. O apă minerală, ceva, o chestie. Dar, măi, dar nu știu, bă, n-am, ce joci tu acolo? Joci un polițist? Joc un capitan de poliție, capitanul... Deci niște lacrimogene, de ceva, cred că o să-ți trimit, am așa o impresie. Niște lacrimogene. Păi trebuie să fie cu umor, mă, așa, da, un baston, ceva acolo. Da, un nepolet, ceva, că acolo în film tot cos e poliție, că mi-i rupe... A, și știi să coși. Uite, știu și tatăl coși, meu poleț, știa da, să... Da. Eu cred că, de fapt, nu mai mult bărbați. Păi, am făcut armata, eu am cusut la... Am cusut la epoleci și la gulerașe de... Da? Da. La gulerul ăla care se chema Guler Stalin pe vremuri, știi? Da. Mai sunt gulerul ăla care îl schimba în fiecare zi. De modă veche, care așa ziceau. Da. A, nu ăla... Da, aveam guleraș alb. Ăla alb care se pune și așa... Da, se pune pe interior. Lipstick on your collar. Era unul dintre cele mai celebre seriale englezești la un moment dat, că dacă îți rămânea puțin ruși pe guler, nu era de bine, semna că ai o amantă. Bun, trecem peste, nu știu ce guler ai schimbat în armată, trecem peste. Guleraș albe, deci noi eram cu... Da, albe. Trebuie să ai gulerul fresh în fiecare dimineață, deci erai verificat. Era white collar, știi că... Îți rupea și... Că white collar erau tocmai cei foarte așa spre deosebire de rați. Așa că era, în armată era o chestie așa, din punctul ăsta de vedere, al igienei, toate că făceam baie o dată pe săptămână, dar era... Mă, cam de și vă spălați de 22 ori. Da, dar japonezii oricum, nici japonezii, după aia am aflat că nu se spală chiar atât de des, că totuși organismul nostru... Totuși este într-o apă curgătoare, să nu uităm. Da. Diferență... Și la noi era curgătoare, curgea de la unul la altul. Și era cam în bancul ăla, știi, cum căuta, nu știu ce, și pierduse, nu știu ce... Ruznac și zice, dar aia e când am scos și ultima haină, am găsit, știi? Am găsit. Da, nu mai știu să nu, când la o baie, când am făcut baie, am găsit pufoaica de da, pufoaica, de anul trecut. Da, deși râdem, noi râdem, dar știi că era o replică și în Woody Woodpecker, unde zicea, baie? Păi ce-i sâmbătă? Vezi, se întâmplă și la ei. Da, adică, nu e corect și ar trebui să să ne revizuim aceste... Această abundență așa de... Dacă știi? O să se ducă pielea, așa mă gândesc. Se duce și pielea, se consumă și apa... Da, să pun să consuma puțin, deci trece... Bun, zim ce să comedie. Să revenim la comedie. Să revenim la comedie. Da, deci aștept și eu cu nerăbdare să văd... E o comedie, eu zic, de bun gust. Daniel Sandu. Daniel Sandu, da, 100%. Foarte, da. Mi-aduc aminte scurtul lui ăla cu motocicleta. Urcatul motocicletei pe scări până sus în bloc. Și tocmai o prietenă de-a mea a câștigat de curând o bicicletă. Am râs de ea teribil. Pentru că este un mountain bike. Mai, ea fiind la 60 de ani, așa.
Și a zis, băi, da, totuși am să o schimb pe una din aia la alta, că totuși eu merg pe bicicletă, dar totuși nu chiar pe munte. Și am zis, nu-i nimic, o să o urci exact ca în filmul. Da, exact. Căci că e enorm așa pachetă. Doar trebuie să-i găsești menirea. Da, fiecare lucru. Cred că să facă un schimb. Da. Așa că... De data viitoare eu zic să pună la bătaie un cale, dar că știi că și cola se poate ajunge. Și calul se tap, poți să... Da, poți să te duci cu el până sus. Da, așa e. Așa, bun. Da, l-așteptăm cu nerăbdare. Sunt actori buni acolo. Alexandru Papadopol, în rolurile mai principale, chiar principale. Ce mai principale, da? Și mai puțin principale, da, așa? Da, Cristian Bota. Mai principiale. Da. Și după aia urmăm noi ăștia care facem, Emil Bota, facem galerie. Exact. Nu, sper să fie o chestie faină. Nu l-am văzut, asta zic că nu... Da, nu, el era cu ideea să fie spre comedie sau așa? Spre parodie, poate? Cred că e așa un melanj, are și parodie pe locuri, dar nimic nu se pedalează pe... Interesant, bun, lăsăm, păstrăm misterul. Lăsăm. Ce comedie mi-ai jucat tu? Presupunând că aici e comedie, asta o să vedem, da. Așa, deocamdată l-am tras de limbă și atât. Da, asta a fost primul film, de fapt, a fost o comedie și toate filmele lui Cristian Mungiu aveau doza aia necesară de comic rafinat. Așa, da, adică am un care regret că nu se întoarce spre care el. Funcționează sigur că mai acum. E din când în când, da. Deci dacă te uiți la filmele alea, funcționează și personajele stau în picioare și amintește de ce ai jucat în Occident, că e mult de atunci. În Occident l-am jucat pe domnul Naie, care se întoarce din Germania și e... Apropo, da, tu te-ai întors din Irlanda, că tocmai ce făcut cu ambasadorul Irlandei. Ia spune cum a fost în Irlanda. Păi, Irlanda a fost extraordinar. Am găsit acolo niște conexiuni, să zic așa, de suflet. Se aseamănă foarte mult cu moldovenii, dacă tot vorbim de limba moldovenească, cu moldovenii din neamul cărora fac și eu parte. Așa, zi. Ai jucat acolo sau ai făcut numai afaceri? Am jucat, am și filmat câte ceva, am tuns iarba. Și am plantat foarte mulți copaci. Deci eu în Irlanda cred că am plantat câteva mii bune de copaci. Uite unde era ecologist. Asta este. Pot să mă mândresc chestia asta. Am și tăiat, dar am plantat copaci. Mie îmi place să fac chestia asta. Și o fac. Adică ai mâna verde, cum zice englezul sau francezul. Da. Adică ce plantezi mai și iese. Da, exact. Îmi place să ating... Și erai chiar la Dublin sau? Nu, la Cork. La Cork, aproape de drăguț, locul de unde a plecat. Drăguț, că înseamnă și dop, nu știu că știți că în engleză este la dop. Nu știu că s-a dus el zbang, fix la dopuri. De acolo a plecat Titanicul în ultimul său drum. Așa. A oprit la Cove. E chiar aproape acolo de Passage West... Monkstown și e Cove undeva, un golfuleț acolo unde a oprit pentru ultima oară, a luat un pasager sau doi, nu știu. Și pe aici a fost drumul. Da, locul frumoase și da. Irlanda mi-a plăcut foarte mult. Și ai prins ceva din umorul lor? Adică ai aplicat ceva în vreun film sau te gândești la un moment dat? Știți că scrie un scenariu, știi, și încercăm să-l tragem de nimic la anul lor. Nu mai e juriu la anul pentru că îi luăm film. Asta e. Da. Idee bună. Da. O să am pile. Mă rog, să vedem dacă mai rămân pe aici până la anul. Așa, deci. Da, ar fi bine, uite, să gândim o chestie, un mecanism așa de a nota prin râs sau prin nivelul de râs al spectatorului. Da. Deci hohotele de râs să fie... Câte vreme nu sunt... Da, e cum ca la aplauze. Ca la aplauze, știi același lucru, da. A râs... Ai câștigat, frate, nu râde nimeni. Am văzut o comedie, dar n-am râs deloc, dar e comedie. Da, s-ar putea să fie și un râs din ăla lăuntric. Da. Că se întâmplă și... și ăla e un râs sănătos, așa, dar mie îmi place când spectatorul râde, când acoperă replicele din film cu
Și că se bucură că e o subtitrare ca să poată să audă replica următoare. Da, e bine, comediile trebuie să fie subtitrate. Da. Pentru orice eventualitate. Mie asta mi-a plăcut la afacerea Est. Ideea de a subtitra, deși era română cu română, era o idee absolut genială. Pe care sper să... Mă rog, aproximativ română cu română, dar da, așa. Da. Ce să mai spun despre Irlanda? Ce mai spui tu despre comedie? Lasă despre asta. Ai vreuna preferată sau vreun autor de comedie? Eu am, cred că una dintre cele mai tari comedii pe care le-am văzut de când mă ține o minte așa este Kinzaza al lui Gheorghe Danelia. Este un film fantasmagoric, pur și simplu. Un joc actoricesc și o poveste. Din ce an? Ne-a pierdut pe noi. Cred că... Căutăm pe net, după aia promit. 77 sau poate mai încoace, spre 78. Acolo, eu acolo mă regăsesc. Și același Danelia care are filmul Mimino, altă comedie, care o văd și pur și simplu plâng râzând. E o combinație. Plâng râzând, deci mă dor ochii. Ce să spun, așa comedii ușoare, da, dar nu mai, eu nu mai râd, nu știu de ce, am mai văzut în ultimul timp niște filme de comedie și n-am râs. Și eu sper că astea pe care le jurizez să râzi, să știi. Nu, am început să le văd, sunt ok și chiar sunt foarte, dar sunt așa, diferite. Foarte bine făcute, bine filmat. Adică nu ne plictisim, asta nu, cred că contează foarte tare. Sunt, sunt un pic mai... mai elevate așa ca și... Și iarăși, umorul el e diferit de la țară la țară, de la popor la popor, probabil toți avem așa un fel de bagaj din care ne alimentăm și la care suntem conectați tot timpul. Când auzim o glumă, conexiunea se face imediat și da, adică e la umorul colectiv. Am înțeles, așa cum francezii întotdeauna îi găsesc Chaplin, de exemplu, gen. E universal, da? Și râdem sau Buster Keaton sau... Ei sunt universali. Și Stan și Bran, că-s preferații mei, te rog. Și Stan și Bran sunt geniali, pur și simplu. Dar nu știu umorul ăla, dacă poți să-l mai... Stan și Bran, să știi că funcționează perfect în continuare. Da, nu, ei funcționează toți. Da. Toți trei, eu... Adică da, acum fiecare are cu totul alt nivel de umor. Da, exact. Și Buster Keaton și Chaplin e diferit. Da. Și Stan și Bran sunt geniali, pur și simplu. Nu cred că am mai putea... repeta acest tip de interpretare, de abordare. Da, l-am avut și noi pe Birlic, mai ales că suntem direct legați de el cu festivalul. Da. Uite, au fost perioade în care cumva deveneam și noi încet, încet universali. S-a întâmplat ceva cu noi și am ajuns practic de mai jos de unde am pornit. Da, știi cum e, ca să trebuie să repornești, trebuie să mergi până jos și pac, înapoi. Da, probabil că e sinusoida aia care nu știu unde ne-a dus pe noi. Noi cred că am adormit când am coborât și ne-am oprit la punctul de jos. Coborâtul cu un etaj, am coborât la subsol. Păi e o parte, știi că a fost direct coborârea foarte brutală la Toma. Știi, la hotel când apeși uneori și te trezești la, acolo la, exact, la spălătorie, știi? Dai să ieși și te întâlnești cu femeia de la spălătorie, nu vă supărați. Căutam... sala de conferințe. Exact. Da. Sper să urcăm, să ne revenim, pentru că filmul, el nu trebuie doar să pună probleme și întrebări. Nu fi noi mari filozofi și acum toată lumea e super deșteaptă. Cu cine ai putea tu să discuți prin film, punând niște întrebări din alea? Că s-au pus, întrebările alea s-au pus, dacă ne uităm în istoria filmului, s-au pus tot de nenumărate ori. Cineva la istoria și tot filmului. Se pune, zici, băi, că fiecare are impresia că e primul, da. Da. Voi sunteți papagale, așa o țineți langa vă puneți aceleași întrebări. Da. Probabil că e de ajuns cât s-a făcut. Eu cred că e de ajuns. Ar fi bine să le luăm, să începem să ne dăm și răspunsuri, că întrebări deja avem. Ai găsit vreun titlu la asta nou la care lucrezi? Eu lucrez la mai multe, la mai multe acum. Okay. E pe mai multe planuri, am înțeles. Da, nu, dar... E în 3D, băiatul ăsta, pentru mine a fost cumva benefică starea asta de izolare, așa, de... Cumva ne-am mai... Adunat. Stai acolo și mai fă ceva pe loc. E important să poți să stai să prinzi rădăcină.
Că altfel ești ca un târtan din ăla, un ciulin din ăla pe care îl duce vântul așa pe unde crede el. Ciulinii rotitori, ciulinii n-am soi niciodată, da. Erau până America, era într-o replică din Dallas și era un șef pe la Actualități care călătorise și așa. Eu n-am înțeles ce înseamnă cuvântul ăla, nu apărea în scriptul cu pricina, am tradus cu totul altceva. Și a zis, e un ciulin rotitor. Un ciulin rotitor. Ei, când eram mic, îi culegeam. Păi n-am să mă uit niciodată aia cu ciulin rotitor. Îi culegeam când eram mic. Da, da, da. Da. Păi sunt și aia în delta aia pe care poți să-i și mănânci. Da. Și sunt minunați. Ăștia pe care îi culegeam. Foarte rapinați. Ei sunt faini așa, ca niște mingi. Da, da, da. Cu o structură așa ciudată în... Foarte sculptural. E, da, exact. Da. Și ce făceam cu ei? Ia. Îi strângeam, îi adunam de pe câmp și îi duceam acolo la o crescătorie de viermi de mătase. Opa. Și viermii de mătase ajungeau la o perioadă, la o vârstă, să zic așa, anume, când căutau acești ciulini. Și își făceau gogoașa acolo. Da. Și ți-au dat și ție niște mătase pe chestia asta? Sau nu? Făceam niște, asta se întâmpla vara, și făceam niște bani, cred că puțin, dar erau banii mei. Aha. Noi copii... Eu în locul tău puneam deoparte, așa, păi, două eșarfă, două, păi, puneam, una pentru Vanessa, una pentru Iulia, păi ce facem aici? Da, exact. Da. Uite, acea mătase nu mai e, am trecut toți la plasticul ăsta. Mătase de plastic, mătase, i-a zis. De plastic, da. Să-ți fac o eșarfă, să-ți fac cadou o eșarfă de plastic. Da, 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 așa că faci și curent, adică se lipește de tine, fără să intri. Deci pentru mine, ca să așa, da? Să fac o... Să concluzionez, cum se zice mai nou, care mie mi se pare că sună o ocluzie, această concluzie. Da, da. A fost benefică starea asta, așa, de cum am, de pripon. Așa. M-am ocupat cu niște lucruri pe care tot le lăsam și le amânam așa, le dădeam termen cândva undeva. Cum e mai acum, aici, să zice, acum aici, procrastration, acum care aici. Sună cam bizar pe limba noastră, da. Acum aici e bine să te bucuri de momentul ăsta și să scoți, să-ți fie util acest moment, să te... Probabil că vom suporta și niște sechele, niște... Că, na, așa e. Deci, nu că nu va mai fi ca înainte, da? Nimic nu e cum era. Absolut. Dacă zoom așa. Nici mașinile nu mai sunt ca înainte, nici noi nu mai suntem ca ieri. Da. Așa mai departe. Deci ar trebui să fie, că nu o să fie niciodată. Omenirea tot timpul... Și oricum ideea de repetiție, cred că e plicticoasă, nu? Absolut, da. Absolut. Și asta ne o dovedesc copiii care... Și iarăși ciorbă. Băi, eu mă gândesc ce am putea să aritmetică. Ar trebui să inventăm, nu știu, ceva să uite, specialiștii să se ocupe, de exemplu, de zona asta, de a-i interesa pe copii în a mânca. Copilul meu nu mănâncă, de exemplu. Este unicul. Cred că. Și nu știu ce să mai fac. Iarăși ciorbă. Uite. Se plictisește copilul. Să fie o chestie. Asta îți mai spun o chestie foarte nostimă în copilărie. Se povestea de mama mea și un vecin de-al nostru, mai tânăr, mai mic decât mama mea, și o chemeau pe mama, care era adolescentă, să-i spună povești. Copilul ăla nu mânca nimic. Și ea îi spunea povești, inventa povești, și ăla la un moment dat căsca gura, evident îi se dădea să mănânce, închidea gura, perfect, așa a fost hrănit copilul ăla, toată copilăria. Toată lumea și-a imaginat că va fi toată viața un lingav care va mânca greu și concluzia a fost, cu ani de zile mai târziu, nu numai că a ajuns un supraponderal, dar a fost foarte nostru, era medic sportiv și un tip absolut fermecător și la un moment dat a ajuns la olimpiadă în Coreea, că tot am vorbit de filmul sud-corean care a luat premiu anul ăsta la Oscar și de acolo ni s-a tras, cum zic eu. Așa. Și coreenii au fost atât de mirați când l-au văzut, încât l-au pus într-un cântar de ăsta gen balanță. Și el era într-o parte și trei coreeni în partea cealaltă. Așa că eu zic să nu te bucuri foarte tare că nu mănâncă. Da, eu zic, asta da. Cu... Nu, cred că noi suntem... E paranoia asta, că cum să nu mănânce. Nu, dacă copilul trăiește și nu... Și absolut. Mai ales că refuză. Sigur. Și că refuză.
Și mai ales dacă că... e rafinat, eu zic că... Da, dar culmea este că eu, mulți ani înainte de a se naște copilul meu, mă gândeam, băi, dar de ce n-ar trăi omul doar cu lumină și cu aer și cu apă? Uh-huh. Atât. Și poftim, am făcut un copil care cu asta trăiește și acum, păi vezi, acum stresat că... La ce te gândești? Dar schimb, aveți și absolut. O pisicuță și cred că da, pisica aia mănâncă mai mult decât Vanessa ta. Tot timpul, am așa, băi, pisica mănâncă, da. Porumbelul mănâncă, găinile mănâncă, toată lumea mănâncă, câinele mănâncă, Vanessa nu mănâncă. Asta este. Trebuie să existe și altceva. Îți mulțumim mult, Valeriu. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Cei doi de V. Valeriu, V. Vanessa. Da. Asta avem. Da. Două victorii. Apropo, și pisica noastră are un V al pe burtă. Măi, ce coincidență, da. Deja mă sper. Pisica fiind neagră, pe care am călcat și am căzut săptămâna trecută de... Păi știi tu cu pisica neagră. Ea e bine, e sănătos. Da. E bine, mersi.